Hai să ne ridicăm să citim din cuvântul Domnului. Citim tot de la începutul lui Amos și am citit și data trecută. Ascultați cuvântul acesta din Amos, capitolul 4, deci versetul 1, da? Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undițe de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte și veți fi lepădate în Hermon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuiele la fiecare trei zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbiți-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place, copiii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, și în seara aceasta să luăm ceea ce este pentru noi, să luăm ceea ce este de folos vieții noastre și a celor cu care suntem înconjurați, să luăm acele lucruri care ne pot ajuta cu un duh de pocăință, cu un duh de smerenie, astfel încât Duhul Tău să vină peste noi, să ne umple, să ne poarte, să ne folosească în puterea Lui, așa cum odinioară ai folosit pe Sfinții Tăi proroci și mai apoi pe Sfinții Tăi apostoli și pe toți cei care s-au dus cu cuvântul Tău. Doamne, sunt aceste zile din urmă în care am dorit așa de mult să nu fie uscăciune, să nu ne facem vinovați de tăcere, de întreruperea rugăciunii, de întreruperea vestirii. Te rog așa de mult, Doamne, simt această apăsare și nevoie ca Tu să lucrezi în viața mea și în viața fiecăruia de aici și așa te rugăm ca mesajul acesta să nu fie decât un prilej pentru noi să ne apropiem și mai tare de Tine. Te rugăm cu umilință, cu smerenie lucrul acesta, în numele drag și sfânt și plin de merit al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Rog să luați loc. Suntem în acest scurt capitol din Amos și nu vreau să lungesc fără rost, dar sunt așa de multe lucruri care cred că ne sunt de folos și vreau să înțelegeți că nu neapărat toate ni se aplică. Un light motiv al acestui pasaj pe care l-am citit este bogăția și o să mai vorbim un pic despre ea. Aș vrea să pun de la bun început un disclaimer, că știu că oamenii întotdeauna se pot ignesc de lucrul acesta. Nu este automat că un om bogat este păcătos, înțelegeți lucrul acesta. Bogăția în sine nu este rea, bogăția în sine e o binecuvântare de la Dumnezeu și sărăcia nu este nimic cu care să te poți mândri. Poate să fie semnul unei leni colosale sau știu al altor lucruri. Nu neapărat, dar poate. Deci disclaimerul meu este următorul. Să nu facem automat legături care nu sunt duhovnicești, da? Am întâlnit foarte mulți oameni bogați care sunt duhovnicești, care sunt smeriți, care sunt gata să împlinească ceea ce Domnul vrea cu bogăția lor. V-am spus, nu vreau să dau de aici pentru că să le răpesc răsplata, dar am fost în sudul lui Illinois, la acea școală unde a trebuit să fac o misiune de acreditare și acolo oamenii ce au primit un cadou de câteva milioane, zeci de milioane de dolari, vreo 30 ceva de milioane de dolari, de la un singur om, un singur cec, și omul nici n-a vrut măcar să se știe, deși probabil că știau că cine putea să dea așa de mult, dar n-a vrut să se știe, n-a vrut să se bage, a zis să nu mă mai amestecați în vreun bord, în politică, nu știu, faceți ce vă dă Domnul cu ei. Înțelegeți? Și o dovadă de un om smerit și bogat, nu? Așa este. Dar acestea fiind spuse, da? Revin la faptul că și Scriptura ne întărește în faptul în credințarea că bogăția este periculoasă, da? E probabil cea mai mare ispită cu care se poate confrunta un credincios. Și observăm încă de la început au fost aici aduse în prim plan femeile dintr-o societate bogată. Nu orice femei dintr-o societate bogată. Femeile din casele care se zic credincioase dintr-o societate bogată, da? Israelul era la o culme a bogăției și în acea culme a bogăției, femeile care au rolul să țină casa
știu eu, în echilibru și să fie cele care promovează mila. Oamenii sunt, bărbații sunt cei care se luptă, care sunt un pic mai cruzi, un pic mai prin natura chemărilor, da? Femeile sunt chemate să-i tempereze, să-i pune mai pe șine un pic și așa. Ei, nu, în această societate femeile erau cei care îi trimiteau înainte să câștige cât mai mult, să aducă acasă cât mai mult și să le creeze un mediu de distracție, un mediu de, în care să nu se plictisească, în care să se poată făli fiecare cu ceea ce au adunat. Și profetul Amos este un profet care nu-i dus de multe ori la biserică, cum zice românul, dar el era dus de Domnul în cer, nu la bisericile lor israelite de acolo, care erau cu viței și cu tot felul de lucruri. Era un om simplu, culegător de smochine și probabil fără multă educație, nu fusese școlit la școlile profeților, dar vine Duhul Domnului peste el și îl folosește în felul acesta. Omul ăsta nu spune lucrurile cu înconjururi și cu, știu eu, cu cuvinte alese, le spune direct pe față așa cum sunt și le cheamă pe aceste femei juncane din Basan, adică supra-îngrășate. În Basanul, v-am spus, era o regiune cunoscută pentru faptul că acolo se îngrășau vitele cu asupra de măsură, da? Ca să facă de wagyu steak, da? Să fie bune de tăiat. E, cam așa ajungeau aceste femei din cauza lipsei lor de credință și a unor lucruri care se petreceau în acea societate extrem de bogată. Și uitați-vă la un lucru interesant. Care-i pericolul unei astfel de societăți? Și de ce vorbim în primul rând în seara aceasta aici? Bine că a venit la rând Amos, așa este. Dar a venit la rând Amos foarte bine că suntem într-o astfel de societate. Și necazul unei astfel de societăți este că atunci când te afli în ea și chiar când te afli în cazul Basan, să zic așa, da? în situația Basan, nu-ți dai seama. Asta e problema mare, nu-ți dai seama. Ești anesteziat. Ți se pare că e așa de bine, nu? Că te-a binecuvântat Domnul, că îți merge bine, că toate lucrurile sunt ok și nu realizezi câtă pagubă faci în jur. Nu realizez cum împingându-l pe soț, împingând familia într-o anumită direcție, împingând copiii, o să-mi ziceți cum împing copiii, băi, am exemplu din școală, am avut elevi care mi-au spus la un moment dat, vrem să ne facem profesor, să venim la Logos. Și când au auzit părinții, au zis, nu cumva să faci treaba asta, vrei să fii sărăntoc ca ei? Cam așa se împing și copiii, da? Nu ne dăm seama, poate că a fost o treabă inocentă, da? Dar este în contextul Basan, clar și cuprinzător. Și vreau să înțelegem lucrul acesta pentru că avem o șansă, fiind expuși la cuvântul Domnului, să spunem Domnului, Doamne, dacă sunt și eu acolo, realizez că nu-mi dau seama și realizez că n-am nicio scuză. Din moment ce mi s-a spus că pot să te întreb și să mă deschid în fața ta și să spun, arată-mi și mie dacă sunt în Basan, dacă sunt pus la îngrășat pentru măcelul care va urma. Și Domnul e credincios și face lucrul acesta și ne dă ceea ce ne lipsește, ne dă o misiune, ne dă o deschidere, ne dă pocăință în primul rând. Da? Pocăința ce înseamnă? O să-mi spuneți că e părere de rău. Este, dar nu e asta. În principal, pocăința este însoțită de părere de rău. În principal, este o schimbare a opticii, la 180 de grade. Te uitai încolo și acum te uiți în partea cealaltă. V-am mai spus, cred că există o spusă foarte puternică la americani, că nu ajungi unde crezi, ci ajungi încotro te îndrepți. Oamenii de multe ori cred că merg într-un loc, dar ei merg permanent în altă direcție. Da? Asta e din cauza că suntem anesteziați. Vreau să vă aduc aminte și dacă vă uitați în text, Domnul nu este indiferent față de situația Basan. El spune aici, în versetul 2, ce spune despre această situație? În versetul 2. Domnul spune, am jurat pe sfințenia mea. Vreau să știu ce alt jurământ mai mare decât acesta există.
Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui că această situație va fi corectată, va fi, să-i zic, pedepsită. Noi ne ferim de astfel de cuvinte, nu? Dar e adevărat, va fi pedepsită, va fi răsplătită în felul în care merită. Și ce li se spune acestor femei? Vedeți că dacă rămâneți în Basan, vă vor pescui cu undițe. Pe uscat, undițe de pescar, pe uscat. Și vă vor scoate prin spărturile acestor ziduri pe care le admirați. Și în care v-ați pus încrederea că vă vor păzi cu toate bogățiile voastre de atacul celor de din afară. Și ce credeți că s-a întâmplat în istorie? Exact așa. Pentru că zidurile au fost sparte de către asirieni și asirienii aveau obiceiul că atunci când cucereau un loc, cred că v-am spus data trecută, foloseau cârlige pe care le treceau prin nas, prin limbă, prin obraj, prin nu știu ce și legau victimele împreună și așa le duceau în umilință, într-o smerire pe care ar fi trebuit să o facă oamenii credincioși înainte de bunăvoie. Iată că li se trimite această smerire de către asirien, care e mult mai dureroasă, da? Și exact așa cu cârligii au fost scoase afară din cetate. Și vreau să înțelegem că Domnul nu este indiferent la situația Basan. De aceea, suntem chemați câtă vreme încă se zice astăzi și câtă vreme se zice încă Shalom, pace, da? Câtă vreme ne putem spune unul la altul pace. Să întrebăm pe Domnul, să spunem, Doamne, te zvăluim și mie dacă nu sunt într-o astfel de situație, te rog. Și fă din mine un slujitor adevărat, așa încât să nu fiu scos cu cârlige prin spărturile cetății. Ce se promova în Israel la vremea aceea și totul din cauza bogăției erau lucrurile cele mai lumești, da? Ei erau chemați pentru că erau israeliți. Știți ce li s-a spus? Păi nu te-am pus cap, tu ar trebui să fii lumina neamurilor. O casă de rugăciune pentru toate neamurile. Care înseamnă să înveți ceea ce tu deja știi, mila, da? Și frica de Domnul și ascultarea de poruncile Domnului și frumusețea în familie, frumusețea în societate, morala și toate celelalte lucruri care vin de la Dumnezeu și îl reprezintă pe Dumnezeu. Dar într-o astfel de societate, de fapt ce era promovat era lăcomia, desfrâul, zgârcenia, răutatea, bârfa și toate celelalte lucruri. Și mare parte din acest lucru li se datora și femeilor bogate. Bineînțeles, ați văzut că în sfârșitul acestui paragraf, Domnul se adresează întregului popor. El începe cu femeile, pentru că au și ele partea lor și de cele mai multe ori Domnul s-a adresat bărbaților, dar au și femeile partea lor, da? Să fim clari că bărbații au partea cea mai mare, să nu cumva să credem că femeile au partea cea mai mare. Bărbații au partea cea mai mare. Fraților, dacă v-ați bătut pe umăr cu faptul că poate că ne ascundem după surori, nu e adevărat, dar au partea lor și au o parte mare. Și iată care e partea noastră. Partea noastră este, frați și surori, că închinarea în astfel de situații Basan se duce pe râpă. Da? Se duce pe râpă. Nu mai este închinare. În societățile acestea bogate, și uitați-vă, care este exemplul final, exemplul culminant care ni se dă în Scriptură despre o societate bogată și unde ajunge ea? Îl știm foarte bine. E prea la început, e adevărat, dar eu aș vrea să merg chiar la sfârșitul istoriei. Pentru că mai mult rezonează cu noi. Biserica din Laodiceea. Ce spuneau ei? Păi noi suntem bine, nu, probabil că spuneau că sunt bogați, dar noi suntem binecuvântați, noi avem de toate, noi facem de toate, noi le aranjăm pe toate, extraordinar. Dar erau în starea cea mai rea dintre toate cele 7 biserici. Nu știu dacă i s-a mai spus unei alte biserici că o să fie vomitată din gura Domnului. Ce se întâmplă într-o astfel de societate?
Într-o astfel de societate se produce efectul Laodiceea. Bogăția aduce cu sine pericole și capcane de care trebuie să fim conștienți, care afectează fundamental valorile cele mai adânci pe care le primește un credincios. Vreau întâi să vă dau niște citate din oameni necredincioși, ca să vedeți că și ei știu. Oameni pe care v-am spus și data trecută, îi disprețuiesc. Mă uimește câteodată cum vorbesc din două colțuri ale gurii, dar e adevărat că dintr-un colț spun lucruri adevărate. Arthur Schopenhauer. Bogăția este asemenea apei de mare. Cu cât bei mai mult, cu atât ți-e setea mai mare. Alte citate vin tot pe linia aceasta a societăților bogate și efectul Laodiceei prin faptul că ele corup dreptatea, corup lucrurile adevărate. Iată, George Orwell. Un popor care are politicieni corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă, ci complice. Foarte adevărat. Păi cum au ajuns aceia la putere? Pentru că oamenii au zis să bine să ai oameni din ăștia pricepuți și au lăsat să progreseze. Ăștia o să aducă, dacă ei sunt așa de pricepuți, să facă bani, o să ne aducă și nouă bani. Și probabil că au adus la unii, nu? Dar societatea s-a dus pe râpă. Esop, pe hoții mărunți îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcții publice. Joe Biden, dacă puteți să credeți. Corupția este cel mai mare dușman al democrației și al statului de drept. Amin. Știe ce vorbește. Da. Și vă mai dau unul dintr-un anonim. Legea este făcută pentru a proteja cetățenii, nu pentru a-i exploata. Dar în societățile bogate se ajunge la exploatarea cetățenilor. De ce renunță oamenii la închinarea adevărată? Gândiți-vă. Și unde se întâmplă lucrul acesta? Există mai multe motive, dar unul din motivele foarte mari, la care iarăși vreau să vă arăt din versetele care urmează după versetul 2, că Domnul nu este indiferent, da? Continuăm cu versetele 3, 4, 5. Cum spune acolo, da? Versetele 4 și 5. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Domnul nu este indiferent la acest lucru. Părăsirea închinării adevărate se produce de foarte multe ori din cauza efectului Laodiceea. Laodiceea ne stă ca exemplu. Există un efect sofisticant al bogăției. Da? Când oamenii sunt săraci, ei sunt și simpli. Și din cauza asta și închinarea este destul de bună. Afară de cazul unde se ajunge la erezie și nu știu ce, din altfel de probleme care pot să existe. Dar în mod normal, de cele mai multe ori, unde apare biserica mai întâi, e sărăcie, e persecuție, închinarea e simplă, nu este sofisticată. Când ajung oamenii să aibă bogăție, nu mai ajunge să fie simplă. Nu mai este de ajuns că ne plictisim. Ne-am sofisticat în toate celelalte lucruri. Și mi-aduc aminte că socrul meu mi-a stat întotdeauna ca un exemplu prin faptul că el era frugal. Și când a avut bani mulți, el tot frugal a rămas. Nu mânca lucruri extraordinar de sofisticate, nu se dădea peste cap să mănânce la restaurantele cele mai scumpe, deși avea bani. Pentru că avea în el, fiind crescut în sărăcie și într-o viață foarte grea în copilărie, ducea apă cu găleata la varză, dacă știți ce înseamnă treaba aia de peste deal. E lucru greu treaba asta. Așa a crescut el. A crescut și cu economia asta în sânge, că lucrurile sofisticate te strică. Și este adevărat, să știți. Nu mi-am dat seama foarte multă vreme, dar de la un moment încoace, tot mai mult realizez că atunci când complici lucrurile, te încurci în adevăruri. Nu le mai vezi. Pentru că vrei totdeauna ceva altfel. Nu mai e de ajuns credința așa cum a fost. Trebuie să fie un pic altfel. Și numai uitați-vă peste tot. Deschideți televizorul și uitați-vă la toate serviciile moderne. Trebuie să fie sofisticați. Trebuie să fie altfel. Deci nu mai este de ajuns să fie cum a fost biserica.
Se creează un cerc vicios, deoarece banii, oricât de mulți, tot nu sunt de ajuns de mulți când ei devin termenul de comparație și când ei devin în final noul Dumnezeu. Dacă ne închinăm banilor, trebuie să avem un Dumnezeu infinit. Și atunci, cât este de ajuns? Un pic mai mult. Se creează astfel o societate rapace, pragmatică, feroce, nemiloasă, polarizată între cei ce au și cei ce n-au, în care tăvălugul eficienței și câștigului îi sfărâme pe toți cei ce au scrupule, pe toți cei care sunt mai slabi, pe toți cei care nu se adaptează, pe toți cei care ar vrea să rămână cinstiți. Pentru că știți ce se întâmplă? Într-o societate bogată nu mai poți să rămâi cinstit. Că Dumnezeul ei nu mai este Dumnezeu, ci este banul. Și când banul ajunge Dumnezeu, dracul, de fapt, este Dumnezeu. Și într-o astfel de societate, lucrurile sunt tot mai sofisticate ca să nu mai poți să distingi adevărul. Vreau să vă uitați că la orice lucru pe care îl spui, care e adevărat, trebuie să fie un bărbat și o femeie în căsătorie. Avortul nu-i bun. De fiecare, orice spui, de fiecare dată se vine cu o situație foarte sofisticată, care îți arată că există și excepții. Asta este sindromul societăților bogate. Lucrurile nu mai sunt simple, nu mai sunt albe și negre, sunt 1000 de nuanțe de gri. Domnul nu este indiferent și uitați-vă ce le spune. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. De ce era un păcat să meargă la Betel și la Gilgal? Păi era foarte sofisticat, foarte frumos, era excelent, dar era o problemă mică de tot. Știți care? Nu era după cum spusese Domnul. Că unde le-a spus Domnul să meargă? La Ierusalim! Dar nu, Ierusalimul e vechitură, e de din generația trecută, nu se mai potrivește. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat, trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie. Aduceți-vă zeciuile la fiecare 3 zile, astea erau zeciuile de la 3 ani. Și Domnul spune, au ajuns așa să se laude cu ce dau ei, că dădeau la 3 zile, nu la 3 ani. Erau anumite zeciuieli pentru 3 ani. Le aduceau la 3 zile și credeau că sunt ok cu Domnul. Făceau să fumege jertfe de mulțumire, perfect, făcute cu aluat. Problemă. De ce cu aluat? Păi sunt mai gustoase, sunt mai pufoase, sunt mai arătoase, sunt mai rumenite, sunt mai îndulcite. Dar Domnul a spus, eu nu vreau așa ceva. Eu vreau fără aluat, simplu, cu sare, fără nimic altceva. Nu mai ajunge. Și vreau să închei aici, probabil că data viitoare va fi ultima parte. Am zis, capitolul ăsta are foarte mult pentru noi, pentru ziua de astăzi. Cu această avertizare și cu această chemare la acțiune. Fraților, haideți să căutăm fața Domnului. Să nu mai căutăm să facem lucrurile interesante prin sofisticare. Ci prin faptul că stăm acasă în rugăciune, căutăm fața Domnului și când venim aici, venim umpluți. Înțelegeți ce spun? Venim umpluți. Și când venim aici umpluți, ia foc, să știți, ia foc aici. Aproape orice cântăm, aproape orice facem, aproape orice se predică. Dar dacă umblăm pe coclaure acasă și suntem goigoluți când venim aici, tot goigoluți suntem și aici și atunci e frig și plictisitor și obositor și nici nu punem timp deoparte pentru Domnul că orice lucru, orice appointment de business e foarte important și pe ăla îl ținem. Dar dacă este să venim la casa Domnului, mai putem și tăia, mai putem și reteza, pentru că nu mai sunt lucrurile în aceeași prioritate. Vă înțelegeți? Deci bogăția aduce alte priorități. Le dărâmă pe cele vechi, cele adevărate. Și le instituie pe ale ei, care sunt foarte, foarte aspre. Dacă stați să vă gândiți, și aspre sunt cerințele de business. Și neiertătoare. Și le-a dărâmat pe cele care erau adevărate și importante. Și care sunt mila, dreptatea, umblarea cu Domnul, umplerea cu Duhul Sfânt și așteptarea venirii Domnului. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși și să căutăm lucrurile importante. Amin.